sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Centrare la care sare Stoica și apoi Iacu! Ce ocazie! Ce ocazie pentru Hermannstadt! Cred că mingea îi revedem cea mai importantă fază de până acum. Iacu are timp să-și pregătească acest șut și iată, mingea se duce într-adevăr foarte puțin pe lângă. Oh, ce trecere frumoasă a lui Neguț, centrare în fața porții, scoate! Spectaculos, Iacu! Ce față frumoasă! Cooper! E talpă, cred că pune talpă acolo Neguț, însă Dumitrașcu oricum reușește centrarea, șansă bună pentru Cargo! Este un șut deviat. Neguț se scoate ușor din joc și Car cu puțin noroc, e adevărat, dar la cât ghinion spuneam a avut în meciul cu CFR, parcă îi se întoarce astăzi. Ledița cred că ar fi reușit să pareze dacă mingea n-ar fi fost de luta. A avut acțiuni ceva mai așezate. Iată șutul lui Iacu, a doua încercare a lui. Probabil jocul se va înclina puțin și portarul Ardenilor, o intervenție de excelentă în situație de 1-1 cu Paraschiv. Și cea ocazia cu Iacu. Paraschiv, preluare bună! Ce frumos șutează Paraschiv! Dat pur sânge. Vorba de offside. Nu prea s-au înțeles aici Dumitrașcu și Abeit. Iată ce șut cu exteriorul frumos din drop. Frumoasă execuție. Adversar are prin planul, trecere frumoasă, dar nu mai poate ajunge apoi. Acuză din nou un fault. A fost de adevărat dezechilibru. Foarte bun plasamentul lui Cooper la această fază, dar parcă e un cot întins. Totuși, nu se poate da penalt. E un braț întins, e un baraj făcut de Găman. Nu e nici măcar lovitură, nici măcar nu ține pe secundă. Pur și simplu, e frumos cu Iacu. Budeanu, ventă foarte frumoasă, Neguț îi retrimită lui Budeanu. Nu are însă culoare de șut, vine din spate Iacu, scoate Iacu! Încă o șansă mare pentru Hermann. Piceanu, diagonală destul de precisă până la Neguț, încearcă din prima, Paraschiv îi ia fața lui Abei, Paraschiv protejează, Paraschiv se întoarce, șutează la colțul scurt, ce ocazie! Îmi place însă cum abordează și această fază Paraschiv. Atacant veritabil, iată, ia fața adversarului, protejează, îl fentează ușor și pe cel de-al doilea și apoi șut la colțul scurt. Poate că dacă ar fi centrat, deși e cam greu din acea poziție, ar fi avut șanse mai mari. Așa, din portar mingea se ține în spate lui Iacu aici. Iată și echipa Mutei. Atacul Sibiului, din nou periculos! Cu intervenția lui Iacu Cub în această partidă. Mingea cred că se ducea pe poartă. Ia să vedem, aici se va vedea focul. Oh, dar Budeanu este cel mai retras jucător al Sibiului. Futaș și au rămas, iată, în față Găman, cade minge. Așadar, ruta cu Iacu în poartă. Marco Rovcanovici, Alexandru Benga, Ali Abeiteș. Dinamica jocului. Este Hetz. Și decizie. Paraschiv execută și înscrie.
Maștea reușește să restabilească o minute din repriza secundă. Mâna pe adversar. Rețe, inclusiv din punct de vedere fizic. Gol! Înscrie Mino Socris în acest început de repriză secundă, prelungire pe spatea lui Paraschiv, centrarea lui Iacu, o schemă care funcționează perfect, inertă defensiva arădeană, Marco Roganovici fără reacție, Minosota îi ia fața, la fel